Un celebru fotomodel iordanian care a fost inclusiv iubitul unei cunoscute celebrități din România se află pe lista celor mai căutați infractori. Acesta este considerat de autorități drept cel mai sadic proxenet. Bărbatul le obliga pe tinere să se prostitueze, iar dacă acestea refuzau, erau pedepsite în mod îngrozitor. Georgiana Murgile ne explică. Te ascultăm, Georgiana. Bun găsit la categoria celor mai căutați infractori. Iată, intră și acest fotomodel celebru. Vorbim despre un bărbat de origine iordaniană. Acesta este acuzat de proxenetism și a și fost condamnat în mod definitiv de către Curtea de Apel Brașov, având în vedere că susțin procurorii faptul că acesta ar fi racolat mai multe persoane în perioada 2015-2019, căuta victimele prin intermediul rețelelor de socializare și le convingea să se prostituie în beneficiul său. E bine, aceste victime, subliniază anchetatorii, în momentul în care nu-l mai ascultau pe celebrul manechin și încercau să scape din această capcană, erau chinuite în mod brutal, respectiv acestea ar fi fost lovite, de asemenea tăiate de către acest individ considerat extrem de periculos. Vorbim despre Nasser Suhaib, cel care este căutat acum de poliția română. Potrivit surselor noastre, s-ar afla în străinătate, asta deși părinții lui au susținut în mod public faptul că, de fapt, fotomodelul nu ar fi plecat din țară, ci ar fi fost victima unei infracțiuni la rândul său, în așa fel încât ar fi depus și o plângere la poliție în acest sens. Ei bine, subliniază judecătorii în motivarea condamnării la 10 ani de închisoare cu executare în ceea ce îl privește pe fotomodel, faptul că acesta ar fi profitat de pe urma celebrității sale, în așa fel încât să le convingă pe tinere să se prostitueze în folosul său, reușea destul de repede să le convingă și apoi nu le mai lăsa să iasă din această capcană.